Ilfovenii au obținut o victorie facilă prin golurile marcate de Petre Ivanovici, Adrian Bălan și Mihai Căpățână. Cel mai frumos gol a fost de departe cel al lui Căpățână, care a profitat de ieșirea greșită a portarului de la Șepsi. Fece voluntari, care venea după șase meciuri fără victorie, a mai ratat câteva ocazii. Bălan fiind aproape de dublă în minutul 38, Șepsi a fost nesigură în apărare, mai ales la fazele fixe și a avut puține acțiuni legate. Echipa antrenată de Claudiu Niculescu are 25 de puncte și se află pe poziția a 9-a a clasamentului. Șepsi cu 15 puncte este pe locul 13 penultimul.